Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Taur. Haideți să facem etalarea pentru luna septembrie 2023, să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Taur, cei cu ascendent descendent, luna Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în luna septembrie 2023, evenimente importante Taur. Ok. Foarte mulți dintre voi aveți blocat un nou început aici. Cred că este vorba despre achiziționarea unei locuințe. Foarte mulți dintre voi vreți să vă schimbați locuința. Ori v-ați mutat recent într-o locuință care vă displace total. Poate că este construcția unei case sau mutarea într-o locuință, dar ceva financiar nu vă permite. Ori vreți mai repede să se întâmple acest lucru și din câte văd, aveți puțin de așteptat. Ori vă este teamă unora dintre voi să fiți independenți din punct de vedere financiar sau ce o să fac dacă o să mă mut singur sau singură sau ce o să fac dacă va pleca colegul sau colega mea de casă, de cameră, ok? Poate să fie vorba și despre așa ceva. Ori cineva aici are De ce nu pot să-mi permit din punct de vedere financiar să-mi achiziționez propria mea locuință? Nu mai suport să stau în situația asta. Vreau un nou început, vreau să pot să am locul meu și intimitatea mea, dar trebuie să mai aștept. Pentru a, da, este o stagnare. Foarte mulți dintre voi vreți să faceți, probabil să avansați și pe partea de locul de muncă sau este foarte mult vorba despre independență cu cine vorbesc acum. Vreți să fiți persoane independente? Oarecum pentru câțiva dintre voi aveți foarte mare grijă, poate fi vorba despre o anxietate. Și anume o anxietate, o teama voastră de a avea această independență, teama voastră că nu vă veți descurca, ceea ce este total greșit pentru că eu din câte văd, vă veți descurca din punct de vedere financiar, dar este doar anxietatea asta. Pentru alții dintre voi, poate să fi fost vorba despre o dezamăgire foarte mare pe partea sentimentală în care ați avut de suferit. Încă, poate încă sunteți în această stare. Cineva aici gândește și în același timp, oare am judecat corect persoana asta sau greșit? Oare am luat decizii pripite? M-am pripit în a judeca persoana asta? M-am pripit în a face acest lucru pentru că aici este un nou început blocat. Poate vrei să te muți cu cineva și cineva să ne piedici în calea asta. Pentru că mai văd în clar viziunea mea că vrei să te muți cu cineva. Sau persoana asta vrea să se mute cu tine, dar în mijloc este un blocaj. Și o să vreau să văd ce este acest blocaj de 8 de săbii. Poate este teama ta de a te muta cu persoana asta. Wow, magicianul și marea preoteasă, nu mă așteptam și cu 8 de săbii. Poate cineva în secret manifestă, ori îți spune în secret, ca să spunem așa, lucruri care te pun într-o stare de anxietate. Poate îți dă niște sfaturi greșite, poate fi o persoană mai în vârstă sau o persoană care te ghidează greșit în privința asta. Tu ai în față o persoană, chiar dacă nu este o relație deja formată, poate vrei să ai o relație cu cineva sau o relație nouă sau să cunoști o persoană. Și cineva de tot sfătuie greșit că e bine să stai o persoană singură, că e bine să stai așa, că nu este bine să te încrezi poate într-o persoană anume sau să te încrezi în dragoste în general. Cineva te sfătuie greșit. Pentru alții dintre voi este chiar mersul la psiholog, poate ați avut nevoie de lucrul ăsta și ați început să mergeți și considerați că aveți nevoie să treceți întâi de etapa asta de cădere emoțională pe partea asta ca să puteți să vă reîntoarceți acasă. Sau să vă reîntoarceți la o stare normală de bucurie. Poate că la mulți dintre voi durează vindecarea asta și asta nu este un lucru rușinos, din contră trebuie să aveți foarte multă răbdare cu voi. Ia să vedem spânzuratul. Cred că aștepți, dacă ești femeie, aștepți vești de la cineva. Dacă ești bărbat, clar ai anxietate, o teamă, o barieră. Pui tot timpul o barieră în ceea ce ține de o relație, de avansarea ta în viață, de ce ai de făcut. E o teamă aici. E o teamă foarte mare. Mi-e teamă să mă distrez. Mi-e teamă să fiu cu persoana potrivită. Mi-e teamă să fiu cu persoana iubită. Mi-e teamă că o să se întâmple lucrul ăsta. Pentru alții dintre voi mi-e teamă să divorțez.
și să iau șansa asta să fiu fericit sau fericită cu persoana pe care o iubesc. Mi-e teamă că voi avea de suferit. Deci sunt foarte multe temeri aici la care trebuie să lucrez. Da, se pare că pe luna septembrie cei din Zodia Taur aveți foarte mult de lucrat la anxietatea voastră. Este doar pur, adică strict emoțional. Nu este nimic altceva pe lângă, este strict emoțional. Asul de bute. Clar, cineva te sfătuie greșit aici. Da. Pentru alții dintre voi, e posibil aici cineva să fie rămas ancorat în trecut, în ceea ce ține de o relație din trecut. Relația aia nu mai există. Cineva aici este total, spunem, displac toate opțiunile pe care le explorez. Îmi displac toate persoanele astea. Simt că nu ies din starea asta, simt că nu găsesc persoana potrivită, simt că nu găsesc pe cineva exact așa cum îmi doresc eu să fie. Toate persoanele astea au ceva, ca să spunem așa, ce îmi provoacă disconfort. Sau pur și simplu nu mă văd lângă persoanele astea. Tu te gândești practic la trecut, ai rămas ancorat sau ancorată în trecut la cineva care este cu altă persoană și chestia asta ți-a provocat un blocaj care poate să dureze de 8 luni de zile sau de 8 ani de zile, un an de zile pentru alții dintre voi. Trebuie să reușești să treci peste etapa asta. Este ceva ce s-a dus, nu mai există, nu mai este de actualitate în viața ta. Iar pentru cei care încercați să fiți cu o persoană care este deja într-o altă relație și te tratează ca pe opțiune și ți-ai făcut 1000 de nervi, că nu înțelegi de ce persoana asta nu vrea să aibă un nou început cu tine sau nu se deschide în fața ta sau nu ți împărtășește sentimente, trebuie să înțelegi că persoana asta nu este în asentimentul tău și nu te merită în primul rând. Asta trebuie să fie ceea ce trebuie să te lămurească. Pentru alții dintre voi poate ai o relație cu o persoană sau încerci să ai o relație cu o persoană care este mult mai în vârstă decât tine. Sau există o diferență foarte mare de vârstă. Aici când vorbesc de diferență de vârstă pot să vorbesc de 10-15 ani. Simți că persoana asta, oricât de bună și maleabilă și tolerantă ar fi cu tine, simți că te forțezi și că nu ai cum să ai atracție fizică față de persoana asta. Exact. Uite. N-ai cum. Încerci și n-ai cum. Cineva îi spune, sau nu neapărat diferență de vârstă, cineva spune, încerc să fiu cu o persoană față de care nu am atracție fizică. Ori poate nu există atracție fizică între tine și o persoană și te forțezi să stai în situația aia sau nimerești situații în care nu există. Aici avut foarte mult compromis, foarte mult compromis. Ce te face să faci aceste compromisuri? Pentru că eu am văzut că este teama ta. Teama să fii cu o persoană care este de nivelul tău, teama să fii cu o persoană care te iubește cu adevărat, se teamă că nu te ridici la nivelul acelei persoane, este total eronat. Ar trebui să te reconsideri pentru că aici clar este ceva ce tu trebuie să reglezi la tine. Pentru câțiva dintre voi, văd și în clar viziunea mea, alegi persoane care nu sunt potrivite pentru tine și faci compromisuri în asta cu persoane care nu te atrag din punct de vedere, spui, nu mai contează asta, sunt oricum dezamăgit sau dezamăgită în dragoste, o să aleg să stau cu o persoană oarecare, față de care nu ai sentimente, nu ai atracție fizică, dar te forțezi să stai în situația aia, de ce? Vei găsi persoana potrivită. Nu trebuie să te forțezi într-o situație în care nu există nimic între voi. Clar nu. Bun, deci clar nu o să vină în timp. Dacă nu o simți acum, nu o să o simți niciodată. Vreau să văd concluzia. Uite-te și pe tine la baza etalării. Ai o atitudine de gen și oarecare încăpățânare și oarecare nu mai cred în dragoste, nu mai cred în chestiunile astea, nu mai cred în bine. O să iau ce este, ca să spun așa, productiv pentru mine, ceea ce îmi folosește mie, dar nu mă mai gândesc la dragoste. Practic, să fie practic, totul să fie practic. Ceea ce nu se poți să faci la infinit. Și deja ai obosit. Nu se poți să faci la infinit. Inima ta vrea să iubească, inima ta o să fie în continuă căutare. Bun. Atât am avut și mai am un mesaj. Poate pentru mulți dintre voi n-ați fost cu persoana pe care o iubiți pentru că a existat o luptă de orgolii între voi sau o luptă de încăpățânare. Pentru că bărbatul este foarte încăpățânat aici și dacă ești bărbat și dacă ești femeie, acum rezonează. Poate bărbatul s-a intimidat de
potențialul femeii sau de faptul că femeia se descurcă foarte bine financiar și este o persoană foarte independentă, bărbatul aici dorind ca femeia să nu aibă atâta putere în fața lui, poate este o chestiune de mă simt mai prejos. Cineva n-are încredere în el aici. Clar nu. Bun. Atât am avut pentru cei din Zodia Taur. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.